Cafelucea? Pisi, pisi, pisi. Îți văd codița, mă, frumosile. Uite, te-am apucat de codiță. Te-am apucat de codiță. Ce faci acolo? Pisi. Ce, mă, te-a apucat cineva de codiță, mă? Nu vrei să ieși afară? Hai afară, mă. Pisi, soi, drăgă. La joi vină încoace. Ah, unde fugi? Nu fugi pe acolo, așa, mă, nemernicule. Vezi că o să cazi din pat, mă, fraiere. Uite-l, mă, uite-l ce face. Vino, mă, încoace, mă, ridică-te înapoi în pat, mă, că râde lumea de tine, mă, urâtule. Of, 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 motanul ăsta. Hai, vino afară. Vino afară. Doamne, hai, mă, vino afară, mă. Alo. Bă, deci nu vrea să vină afară. Îi place să stea aici, în cearșaful ăsta de la plapumă, dacă vă imaginați. Ok, dacă te mângâi așa, nu? Nu-ți place așa? Ei, păi dacă nu vii afară, ce vrei să-ți fac? Da, motănașul ăsta mititel s-a întors acasă după o săptămână în care a fost plecat în excursie la părinții lui Tsuki, pentru că am fost plecați la București și n-am vrut să-l lăsăm singur acasă. Frumosule, frumos! Ia zi, nu e mai bine când te mângâi eu direct așa? Frumosule, frumosule, îți mai place aici așa sub bărbie? Nu-ți mai place? Vai, săracul de el, e obosit că a alergat toată dimineața, frumos, frumos. Oricum, sunt foarte fericit că s-a întors acasă după 10 miliarde de ani și acum iară o să facă ca apucatul în fiecare dimineață. Frumos, frumos. Oricum, oameni buni, ăsta o să fie un video cam scurt în care îl mângâi pe mititelul ăsta și vă spun că astăzi, pe 16 octombrie, suntem în octombrie, și pe 18 și pe 19 vor avea loc acele live stream-uri de Counter-Strike Global Offensive folosind acele căști trimise de cei de la Hype-uri. Oh, ce nu-ți jucrieți și umedai, famoasile, famoasile. E, deci din codice, așa, ești enervat? Te-am enervat? N-am vrut să te enervezi, mă, nu fi supărat pe mine. Da, vor fi niște live stream-uri de Counter-Strike și o să joc împotriva altor YouTuberi și o să se facă acolo așa un fel de top al YouTuberilor pe baza kill-urilor și câștigătorul va primi încă o pereche de căști pe care să o ofere fanilor. Acum, sincer, sper să nu vă puneți toată baza în mine pentru că eu n-am mai jucat Counter-Strike de mult, dar o să încerc și dacă o să am cele mai multe kill-uri, atunci voi mai câștiga o pereche de căști pe care să o dau la giveaway. Deci, îți place așa pe cap? Îți place pe cap? Nici pe cap nu-ți place? Păi unde vrei să te mângâi, mă? Uite, ți-am zburlit blana. Bun. Da, deci în seara asta, cum ar veni? În seara asta, apoi pe data de 18 și pe data de 19, deci miercuri și joi, luni, miercuri și joi, oameni buni, sper că veți veni la live stream, o să fie destul de interesant, o să fie și Andy acolo, și știu că vă place de Andy, nu vrei codiță? Nu vrei codiță, mamă, dar te sâcâi, nu? Te-am supărat, nu ești supărat pe mine. Ce urât se uită, bă, nu te mai uita urât, mă. Bă, nu mai fă fața aia de nonșalant la mine, mă, urâtule, mă. A, îți place, a? Începe să-ți placă, a? Uite-l cum face, dă puțin cu gâtul așa înainte, știi, și închide ochii de fiecare dată când îl mângâie acolo. Sau, mă rog, îl scarpin. Bun, oameni buni. Da, de asemenea, cred că în weekendul următor vom face și un unboxing la acele căști, care sunt cică speciale de shootere, de asta jucăm Counter-Strike, pentru că sunt speciale de shootere și vreau și eu să văd o diferență. Încă nu le-am încercat, dar vreau să văd o diferență între căștile alea mici ale mele și niște căști profesionale de gaming, care cică sunt bune la shootere. Nu, vrei și tu să vezi diferența, mă? Dar ce ai, ți s-a colorat blana altfel prin cap, că parcă n-aveai așa. Ce Dumnezeule îi pățim aici? Ok, asta e ciudat. Dar chiar trebuie să-l duc la veterinar pe mititelul ăsta. Da, ci că să-i disfunde nasul sau ceva, că cam fornă, e poate a răcit. Sper că n-ai răcit, mă, mititelule. Mititel. Oricum, vom pune totuși capăt acestui video aici în care îl mângâiem pe mititelul ăsta care s-a întors. A, gata, gata, îți place acum, nu? E, știi tu ce știi. Pe data viitoare, pa, pa!